Am fost pasionat de filozofie și de religie de când eram puști și Mircea Eliade a avut un impact asupra evoluției mele spirituale. Și nu numai el, bineînțeles, adică avem și poeți ca Mihai Eminescu sau Nichita Stănescu, care iarăși, Marin Sorescu, care iarăși mi-a plăcut foarte mult. Și am încercat să iau aici în Anglia un pic din etosul care mi-a rămas în suflet de la acești mari oameni de cultură români. Inclusiv, nu mai vorbesc de Enescu, care rapsodia lui române și acum face parte din sufletul meu. Adică este ceva care mă inspiră extraordinar de mult. Iar ca să vorbesc și de un pic și de muzica modernă, de exemplu, unul dintre discurile care mi-au rămas foarte tare în suflet este Zalmox, Sfinxului cu Andrei Aldea, care este, consider eu, o continuare a Rapsodiei române a lui Enescu, din punct de vedere al muzicii moderne și ca evoluție. Stabilit din 1990 în Marea Britanie, Gabriel Nacu s-a născut și a crescut la București, unde a devenit celebru de mic după rolul principal din filmul Aventurile lui Babușcă. Însă totul s-a schimbat când a ascultat și mai ales a văzut pe scenele bucureștene grupuri rock. Personajele sale au devenit altele, undeva în penumbra societății socialiste care se edifica din plin. Și cum soarele răsărise pentru el dinspre apus, acolo și-a dorit să-și emigreze. Nu i-a reușit decât după Revoluție, iar în prezent are de suportat concurența lui Gabriel Nacu Jr., student la muzică în Cambridge. A fost într-un fel un vis din liceu și în același timp umblam și niște grupuri de hipioți de până anii 70, la cina, la cafeneaua din Pasajul Victoria, unde erau majoritatea cu acte depuse de emigrare pentru America, cu plete ascunse, că nu se dea voie. Și asta, într-un fel, m-a influențat, bineînțeles, că suntem influențabili din punctul de vedere. Și da, asta, într-adevăr, întotdeauna am dorit să văd ce se întâmplă și în spatele gardului nostru. Dincolo de gard, până în America, era însă Londra, capitala dintotdeauna a rockului, în care epoca hippie contemporană junelui Gabriel fusese importată de peste ocean. Un drum lung pe care trebuia făcut un prim pas. Ceea ce s-a și întâmplat atunci când mama sa i-a cumpărat, în rate, o chitară electrică de la magazinul Muzica. Rock, am zis? Prima formație care m-a făcut să iau chitara în mână a fost Procol Harum. Când au venit în București și am văzut la Polivalentă și ca formație românească a fost Irisul, în formula de 3, când au debutat și care au fost, cum să spun, o mare inspirație pentru mine și pentru muzicienii din vremea respectivă. Cântă rock în Bucureștiul anilor 70 nu era tocmai simplu, însă Gabi și-a asumat riscurile. Prima sa trupă cu nume de basm a ajuns celebră mai târziu, când s-a descoperit că acolo a debutat nimeni altul decât idolul atâtor generații de rockeri, solistul Cristian Minculescu. Cu el, cu basistul Anton Hașiaș și cu bateristul Nichi Dinescu, grupul chitaristului Gabi Nacu îi chema pe tineri spre o altă lume de poveste. Pur și simplu ne-a plăcut basmul. Încercările lui Harapal erau încercările noastre de a scăpa de spân, care era spânul vremilor respective. O mică metaforă, dar am mers.
Gabi avea să lase lumea underground pentru un supergrup al anilor 80, dar să urmărim povestea sa în care personajul Minculescu avea să revină, dar alături de Voltaj. Înainte de toate, o pauză, datorită satisfacerii stagiului militar, restimp în care jumătate din basmul Harapalb plecase spre Iris. Când am venit în armată, am făcut al doilea Harapalb, de data asta cu Doru Borobeică, cu Mese, Doru Studor, și am avut un vocalist care îl chema Bogdan Blaga. Și am activat în formula asta încă un an jumate, de ani, dar din cauza faptului că toți vroiam să câștigăm bani și să facem ceva mult mai profesionist, ne-am dezmembrat și asta, eu am fost și catalizatorul pentru că am fost chemat la Roșu și Negru. Am reușit să intru în formația Roșu și Negru în 1981. De unde a început o altă parte a vieții mele, mult mai interesantă din punctul de vedere. Găsit tot ce poate să-și dorească un muzician. Profesionalism, muzicieni încercați și de la care am învățat extraordinar de mult, de la Liviu, de la Adrian Ordean, stăpânul meu, care și acum a rămas stăpânul meu. Plus turnee profesioniste, un PA care pe vremea aia, cine mai avea PA atât de bine pus la punct ca Liviu, o echipă de sune și de lumini foarte bună cu Ciubuc Dorian. Deci era totul foarte profesionist pentru vremea aia. Și făceam turnee foarte interesante cu Cenacul Scânteat în restul lui. Foarte, foarte bine organizate.
acest moment, un apogeu pentru scenele românești, Gabi intră în 85 în umbra restaurantelor și a barurilor bucureștene mai bine de 2 ani. De fapt, el tindea deja spre ceva cu mult mai departe. Deocamdată să adăugăm la CV grupurile System, Riff și chiar Compact. Însă visul internațional din copilărie nu putea fi uitat. Am încercat să plec printr-un contract într-un restaurant în Germania sau în Belgia, dar am avut probleme cu viza, mi s-a tăiat viza. Se pare că n-am fost un băiat pe acuminte și securitatea a decis să nu plec pentru că au primit o anonimă cum că aș rămâne în Occident. Deci a fost destul de greu din punctul de vedere, mai ales că fiind muzician, neavând viză nici pentru RSS sau Bulgaria, era destul de greu. Asta s-a întâmplat în ultimii 4 ani de zile înainte de Revoluție. Dar după aia a fost, după Revoluție, mai ales după Mineriada, a fost și mai ușor pentru mine. Mineriada a fost un impuls pentru mine de a pleca. Un nou răsărit pentru Gabi, de astă dată mult mai la apus, cum își dorise el. Iar în Londra a putut să continue basmul rock. O înregistrare din primii ani 90 alături de grupul Caligula. Imediat vine și poveste. Am plecat direct în Anglia, am ajuns aici și primul lucru care m-a interesat este cum să răzbat în lumea muzicii. Și am început să cânt în cluburi și puburi. Am avut un manager care m-a găsit trimițând casete la fel de fel de casa de producții și care mi-a dat multă muncă de studio la început în Londra. Am tras chitări și basuri pentru fel de fel de trupe. După care tot el îl cheamă Michael Murphy. Tot acest manager m-a băgat cu o formație din sudul Angliei, din Eastbourne, o formație de englezi numită Caligula, cu care am făcut multe înregistrări, un album, am făcut turnee în Anglia, dar după 5 ani de zile managerul a avut o problemă și n-a mai putut să ne mai ajute și ne-am dezmembrat. Iar eu a trebuit să termin activitatea cu ei și să încep un alt pas în cariera mea. Am hotărât să mă duc la școală, am făcut un colegiu și am ajuns inginer de computer. Încă o înregistrare de arhivă din primii ani 90, de astă dată o melodie la comandă. Până la urmă, Gabi avea să-și dicteze sieși ce și cum atunci când a demarat primul proiect solo, discul Still I Believe in My Guitar. A fost niciun șoc, a fost foarte bine, am învățat și de la ei multe chestii, dar au învățat și de la mine niște chestii, pentru că și noi avem foarte mult talent în România, nu că sunt eu foarte talentat, dar avem foarte mult talent, avem ce să spunem, etusul nostru mioritic și melodicitatea noastră cu care ne naștem i-a surprins pe mulți dintre ei. Adică solourile mele care au câteodată o nuanță mioritică, ca să nu zic folclor popular, ceva mioritic, le-au plăcut foarte mult, au zis că e ceva foarte original.
care se arată și în piesele mele, care le-am făcut ulterior, cum e Doina Dezrădăcinării sau Am lăsat copiii acasă, anumite proiecte ale mele unde se poate vedea tendința minoritilor. Fără să-i fi cerut cineva, Gabi Nacu transmite și altceva dincolo de filonul românesc. Că sunt clipuri postate pe YouTube sau reuniuni girate de comunitatea românească, deopotrivă de cea culturală, ori aceea religioasă, mesajele sale arată că n-a uitat de unde a plecat, oricare i-ar fi locul în care se simte bine. Patria, cum spune dictonul. Încă lucrez, bineînțeles, și încă particip la fel de proiecte, când pe la organizații românești, în comunitatea română, în Birmingham, în Manchester, în Londra, unde suntem invitați câteodată să participăm. Băiatul meu, care are 20 de ani acum, tot Gabi îl cheamă și el este la Facultatea de Muzică de Cambridge și participă și cu el cu mine la anumite proiecte, cântăm împreună anumite chestii, deși el are trupa lui. Deci, în continuare, când pe aici, pe acolo, compun, acum pregătesc un al doilea album. Pe primul, despre care am vorbit în celălalt interviu, este pe internet, se poate găsi la iTunes, dacă vrea cineva să cumpere. Se numește I Still Believe in My Guitar și încerc în continuare să spun ceva și să transmit ceva prin muzica pe care o creez. Thank you.
Îți place ceva în mod deosebit din muzica românească? Da, îmi place muzica românească clasică, din ceea ce am putut să ascult. Îmi place sunetul românesc. Există o anume identitate a muzicii românești care îmi place foarte mult. Acel amestec de folclor și clasic, dar îmi place și rock-ul. Trupele din România anilor 70-80, din timpul comunismului, au cântat grupuri mari atunci, dar și cele moderne. Dar de Phoenix, ți-aduce aminte? Da, Phoenix, Sphinx, chiar și trupa ta suna bine. Roșu și negru. Iar mai apoi ce am ascultat din ultima perioadă, Underground, de exemplu Luna Amară. Sunt bune, așa că îmi place muzica românească. Sunt în Stevenage. E un oraș în nordul de... Ești din Londra, acum e Ploiești de București. 40.000 de Londra. Un oraș de țară, destul de aer curat, frumos, păduri, lacuri. Aici lucrez 16 ani, 17 ani. Foarte bine. Pe plan muzical aici, da, pe strada principală sunt 10 pub-uri, dintre care 5 se cântă. Unul este specializat pe heavy metal. Se numește Red Lion. Deci avem o activitate muzicală intensă aici. Băiatul meu, Gabi, deja cântă într-o formație și a dat spectacole în câteva dintre cluburile de aici, din Stevenage, mai ales cluburi de hard rock și heavy metal. Chiar lângă noi, lângă Stevenage, este orașul Nebworth, unde se țin anual mari concerte, unde vin trupe mari. Chiar acum, când vorbim în momentul de față, sunt 5 zile de festival. Au venit cu corturile, s-au închis străzile. O să te duc să vezi, să iei niște fotografii. Am lăsat copiii acasă și am plecat cu toți în lume. Și ne-am dus acolo unde piere. Chipul și asemănarea. Am cunoscut-o pe soția mea, Tania, aici în Londra, e doctoră. M-a înțeles că sunt un artist zăpăcit și că trebuie să fiu înțeles la adevărata mea valoare, să pot să-mi continui treaba. Avem doi băieți și mergem înainte. Sănătos să fim.